Iubi, vezi că eu plec. Bine, vezi că a zis Serghei că vine pe la noi. Ha, păi și ce ai zis? Să vină. Vai, bă, dar vezi că ăsta e obositor și tot timpul să-l aud cu câte gagici au combinat el și vezi, Doamne, ce mai întoarce el seara, ce mai prinde, ce mai arde. Eu nu știu ce să zic. Hai, mă, că nu-i chiar așa. Mi-am vine. E treaba ta. Data viitoare când sună, zici că ai treabă sau s-a întâmplat ceva, o ars casa. Sincer. Pa! Ia loc, Serghei, bine ai venit. E frumos aici la voi. Mi-am amintești de o casă pe care am văzut eu cu câteva zile la o tipă, dar, în fine, nu-ți mai zic. Dar chiar arată țiplă. Bravo, mișto. N-am făcut, noi am făcut o tipă, designeriță, o fată, Mihaela. Mihaela? A, fii atent că am fost de vreo 4 zile la una, Mihaela. Bă, bună, rău, îți dai seama, era... Da, scaunele le-am luat de la Leroy Merlin. Merlin, bă, să mor eu dacă te minte, arăta fix ca Merlin Monroe. Mă bucur pentru tine, bravo. Și ne-am tras-o bunelasă Merlin. Auzi, tu nu ziceai că joci fotbal, sau? Nu, dar dau des la poartă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da, ce bună e asta. Exact așa am zis eu, chiar am bună, dragi. Văd că ne învârtim în jurul acelui subiect. A, să vezi că ne învârtim în jurul patului. Mamă. Exact așa am zis și ea. Mamă. Striga ca nebună. O să dureze ceva așa? Exact asta am întrebat. Oprește-te, te rog eu frumos. Exact așa am zis și ea. Deci simt că deja mă doare cap. Asta n-am auzit niciodată, zic sincer, că ale mele n-au niciodată migrene. Bun, am înțeles, da. Mă bucur. Mă bucur foarte mult pentru tine. Și eu mă bucur pentru mine. Dar voiam să te mai întreb și alte chestii. Cum de reușești să am atat noroc la gagici? Nu. Cum de vin atât de multe gagici la mine? Nu. Cum de reușești combinată de multe gagici? Nu. Voiam să te întreb de mașina ta aia verde. Tu mai ai sau ai vândut-o? Nu, am vândut-o. De când? Vreo 3 luni, cred că. 3 luni? Mamă, noi de atunci nu ne-am mai văzut, ce interesant. Păi stai, mă, că am de povestit. Păi fii atent, tu știi cu câte m-am văzut în astea 3 luni? Fii atent. Bă, Serghei, termină, mă. Termină. Am zis de mașină ca să mai schimb un pic subiectul, că m-ai terminat. Vorbești numai de femeile pe care le-ai cunoscut tu. Le știu pe toate, că ne-am văzut și acum 2-3 săptămâni. Gata, te rog eu, hai să vorbim despre altceva. Păi scuze, mă, n-am știut. Zi așa, că... Man, putem să vorbim despre orice, că nu sunt sărbatic, îți dai seama. Scuze. Bun, bine. Ai văzut meciul aseară? Nu, că am avut și eu alt meci. Pardon. Au jucat bine băieții aseară, dar... Nu știu cum au făcut, la final iar au băgat-o aia și... Exact ca mine, am băgat-o, pardon. Mie că și campionatul ăsta o să ne batem tot la retrogradare și... Eu nu, că eu joc doar în Champions League. Scuză-mă, îmi sună telefonul. Da, iubito. E, ce faci? Bine, uite aici cu Serghei. Și? E exact cum ai zis că o să fie. Ai văzut? Ți-am zis eu. Auzi, dar vreau să vin și eu acum acasă, dar n-am chef să-l aud cum combine el fete și da. Da, înțeleg, dar... Nici nu pot să-i zic omului, hai gata, pași, ce să fac? Nu, dar știi ce să-i zici? Că vin cu prietena mea, Ionela. Așa, ce-i cu ea? Hai să vezi tu, zi așa și vezi ce se întâmplă. Scuze, m-a sunat Anisia, a zis că vine și ea acasă. Foarte bine, zis eu. Da, a zis că vine și cu o prietenă de ei, Ionel. Ionela? Aia care ia prietenă? Da. Auzi, hai că mama mea câte ceas deja, hai că trebuie să plec. Mă sună tipile, trebuie să mă întâlnesc, îți dai seama, sunt nebun. Da, trebuie să mă duc, îmi pare rău, gata, hai, te-am pupat. Zi frumos, mă, prospețate. Salut. Pa, te-am salutat, hai, ceau. Pa, ceau. Pa. Alo, dragă, deci am zis de tipa asta, Ionela, și a tulit-o, a rupt ușa. Care-i faza? Ei, ce se întâmplă? O ieșit cu ea la câteva date-uri și acum o evită, că ea să nu deschid gura să-l facă de râs. Că ce prost face și ce puțin este, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Serios? E, păi știi cum, e ca românul. Te lauzi cu ce mașină ai, dar tu abia știi să mergi cu bicicleta.